care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Sinaxar. Astăzi, 2 noiembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea nevoinței sfinților mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist. Acești sfinți erau din pământul Persiei, fiind mai de frunte și mai de cinste lângă Sapor al II-lea, anii 339-379, regele Persilor, și erau întăriți în dreapta credință, dar fiind prinși, au fost bătuți și chinuiți. Dar începând regele să hulească pe Hristos, sfinții l-au făcut mut și apoi i-au dezlegat din nou limba. Apoi i-au întins pe paturi de fier arse în foc, dar pogorându-se ploaia a stins focul, iar ei prin rugăciuni au surpat jos idolul lui Die. Pentru aceea i-au supus la felurite chinuri și din multe ieșind nevătămați, au pricinuit îmbrățișarea credinței în Hristos de către mulți, care pentru aceasta au fost uciși. Tot într-o această zi, pomnirea sfinților celor din adunarea sfatului care de sabie s-au săvârșit și pomnirea sfinților mucenici Eudoxie, Agapie și alți opt sfinți. Aceștia erau ostași în Sevastia, pe vremea împăratului Liciniu, și fiind cercetați de căpetenia orașului Auxanie și de Marcel Ducele și de Marcu Agricolau și supunându-se la chinuri nebiruite, au fost dați focului în care și-au dat sufletele lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea sfintelor mucenițe Chiriachii, Domnina și Doamna, care de sabie s-au săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Marcian cel din Cir. Acest cuvios părinte Marcian era deloc din Cir și, lăsându-și patria și strălucirea neamului său, s-a dus în mijlocul pustiei și acolo, făcându-și o chilioară atât de mică încât să-i acopere numai trupul, s-a închis în ea purtând haine de păr de capră, iar hrana sa era în toată seara 24 de drămuri de pâine. Bea încă și apă atât de puțină încât nu mai să trăiască, și după ce a trecut câtva timp, a câștigat 2 ucenici, pe Eusebie, care a și rămas moștenitor al colibei sale, și pe Agapitos, care acesta, îngerească petrecere, a sădit-o de al doilea la Apamia, căci și acești 2 și-au făcut mici colibe și se linișteau în ele, cuviosul Marcian închis fiind pururea, n-a folosit niciodată sfeșnic, ci lumina dumnezeiască îi strălucea lui în timpul nopții și arăta alcătuirea literelor, încât vedea și citea, căci avea cu sine și o mică psaltire. Dar odată a ieșit din pustiul din jurul un balaur mare, care îngrozea pe sihaștrice împreună cu sfântul că va pricinui moarte și stricăciune. Iar sfântul cu degetul a însemnat cruce peste balaur, iar cu gura a suflat peste el, și așa cum paiele ce rămân în țarină, după seceră, sunt topite de foc, asemenea și balaurul acela de grab în mai multe bucăți s-a sfărâmat. Odată au venit la el Flavian, episcopul Antiohiei și episcopul Cirului și alți episcopi și însemnați bărbați și cuvântători, care punându-i lui înainte multe ziceri din dumnezeiasca scriptură, îl rugau să iasă afară din chilie pentru folosul fraților. Iar sfântul nici a le auzi acestea n-a suferit, ci a rămas în chilie închis. Acesta a întors pe mulți din felurite eresuri la adevărata credință. Odată sora sfântului, cea după trup,
luând din cetatea cirului unele bucate potrivite pentru astfel de pusnic și luând împreună și pe fiul ei, s-au dus la cuviosul. Iar el pe sora sa n-a voit să o vadă, iar pe fiul ei și nepotul său l-a primit cu bucurie, fără să primească de la ea vreun dar. Dar nepotul său cu stăruință îl ruga ca să primească cele ce-i adusese mama sa, dar cuviosul l-a întrebat: când ați venit către mine, câte mănăstiri și colibe pusnicești ați trecut și cărora ați dat din darurile voastre? Iar nepotul i-a răspuns că nimănui nu a dat nimic. Atunci cuviosul i-a zis: mergeți înapoi având cu voi cele ce mie ați adus, căci pentru fireasca rudenie și nu pentru dragostea și apropierea cea către Dumnezeu ați adus mie acestea. Minunatul acesta Marcian a stat către toți mare și vestit nu numai la cei de aproape, cu locuința fiind dorit, ci și la cei mai de departe. Și fiindcă a aflat că mulți se luptau și se certau ca să ia trupul său după moarte și își gătiseră și lăzi și sicrie ca să-l pună pe el și zidiseră chiar biserici în numele lui, a jurat pe întâiul său ucenic ca să ascundă după moarte trupul său în loc tainic, departe de chilia sa, și acestea rânduindu-le s-a mutat către Domnul. Cu ale lor sfinte rugăciuni: Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.